NASA cumpără praf de pe lună. Agenția Spațială Americană a semnat contracte cu patru companii pentru a aduce pe tera eșantioane de pe lună la prețuri cuprinse între 1 și 15.000 de dolari. În schimbul acestor sume, companiile vor trebui să organizeze pe cont propriu misiuni de aselenizare pentru a preleva câteva zeci sau sute de grame de eșantioane pentru a le fotografia și pentru a realiza un transfer de proprietate în favoarea NASA. Companiile vizate sunt Lunar Outpost iSpace Japan, iSpace Europe și Masten Space System. Ele vor trimite roboți în misiuni de aselenizare deja programate și finanțate de alte entități decât NASA și care sunt prevăzute pentru anii 2022 și 2023. Totuși, în acest stadiu nu este prevăzută aducerea eșantioanelor pe Terra. Statele Unite vor dori să stabilească un precedent din cauza că nu există un consens privind drepturile de proprietate în afara Terei. Pe de altă parte, Rusia și China au păreri divergente față de cele susținute de SUA. Tratatul Spațial Extraatmosferic din 1967 este vag și conține doar interdicția ce vizează orice dobândire națională prin proclamarea suveranității, nici pe calea utilizării, nici prin oricare alt mijloc. Din acest punct de vedere, americanii susțin că nu își doresc să își pună drapelul pe un nou teritoriu.